Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Deși întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea s-a încheiat, noi rămânem în atmosfera veselă și entuziastă a adolescenței și la această ediție. Ați călătorit alături de noi la Nemțișor și Oașa, ne-ați însoțit în procesiunea luminilor, atunci când 4.000 de tineri au mărturisit pe străzile capitalei că sunt ortodoxi și că iubesc credința noastră strămoșească, iar astăzi rămânem în Arhiepiscopia Bucureștilor pentru alte două modele de tabără. Prima dintre ele, intitulată Tradiție și Noutate, s-a desfășurat la Caraiman în perioada 24-29 iulie, iar tinerii participanți au primit și binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Colega noastră, Raluca Mihalache, a petrecut două zile alături de ei. Cum s-au simțit tinerii acolo, vedem împreună în reportajul următor. ...46 de tineri din toate colțurile țării, călăuziți de dragostea pentru Hristos și dornici să schimbe ceva, au venit în tabără. Sunt diferiți. Tocmai din acest motiv, începutul a fost mai dificil. Marius însă, coordonatorul taberei, a reușit să îi apropie încă din primele clipe. 24 iulie 2016. Tinerii intră pe poarta mănăstirii Caraiman. Se anunță o săptămână rigidă, plină de workshop-uri și discuții lungi. Prima zi a fost dedicată cunoașterii, iar tinerii au participat la o serie de activități interactive. De exemplu, au fost provocați să vorbească între ei în ordinea mărimii de la pantof, a înălțimii sau a datei de naștere, tocmai pentru ca, în acest fel, barierele de comunicare să fie depășite. Drumeția pe munte, în zona Babele Crucea de a doua zi, deși obositoare, s-a dovedit a fi și ea de bun augur. Între cei care abia se cunoșteau cu o seară în urmă, acum se legau prietenii. Dovadă stau cântecele la chitară din acea seară, dar și fotografiile lor de pe Facebook. Cea de-a treia zi a fost marcată de două sesiuni de formare în care tinerii au învățat care sunt etapele redactării unui proiect, care sunt criteriile și pașii pe care îi iau de urmat atunci când încep implementarea acestuia, dar și cum se realizează comunicarea eficientă în cadrul unui grup de lucru sau cu un public țintă. Punctul culminant al zilei a fost simularea unei conferințe de presă. Astfel, și cei mai timizi au reușit să-și învingă teama de a vorbi în public. Echipa Trinitas TV a sosit în tabără în cea de-a patra zi, când, surpriză, prietenia devenise cuvântul zilei. Prietenia și drumeția. Am ajuns dis de dimineață la mănăstirea Caraiman, am pus ghiozdanul în spate și am plecat spre Sinaia. În microbuz, veselie mare. Mie-mi place Loboda, 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 mie-mi place Loboda, Loboda, Loboda. Aflăm mai târziu că Loboda este hitul taberei. Coborâm și mergem spre Peleș. Ascultăm aceeași melodie și la intrare. De această dată, noi suntem cei sfioși, dar tinerii ne primesc în grupul lor cu veselie. Mie îmi place Loboda, 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 știți ceva? Mie îmi place Loboda, noi suntem români, noi suntem aici pe vești stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vești stăpâni. Așteptăm să intrăm în Muzeul Peleș, în cadrul programului național de tabere Tradiție și Noutate al Patriarhiei Române. Astăzi ne aflăm în fața Castelului Peleș, urmând de a face o tură. După Castelul Peleș, urmează Pelișorul. Obosesc un pic, dar Marius, coordonatorul taberei, vine cu o soluție. Pentru partea a doua a zilei, după pauza de masă, vom pregăti un mic energizer cu grupul și mai exact vom juca piatră foarte pe hârtii, dar cumva diferit față de modelul clasic, vor fi părțiți în două grupe și pozițiile corpului vor defini cele trei elemente ale jocului. Dar de ce au nevoie de energie? Un energizer întotdeauna sparge orice barieră de comunicare pe de o parte. Ei acum sunt grupați în
zone de prietenie, în momentul în care rup barierele astea și vezi altfel, încep să cunoască mult mai bine, interacționează altfel și orice tensiune acumulată în activitățile anterioare cumva dispare. Și atunci se pregătesc pentru ceva nou. Și e și amuzant. Așa că mergem în parcul din Sinaia și ne apucăm de treabă. Pregătiți? Da! 1, 2, 3 și... Hai! Ne mai plimbăm puțin prin oraș și ne întoarcem la Mănăstirea Caraiman. A fost o zi obositoare, dar frumoasă. Pentru cei 46 de tineri însă, seara abia începea. Auzisem noi niște zvonuri despre o anumită cameră. De când am venit la tabăra din Caraiman, am tot auzit despre camera 212. De ce este ea atât de celebră? Haideți să vedem! Este camera Mirunei sau Miruna Acidulata, așa cum îi spun toți din tabără, și o îndrăgesc toți, altfel de ce s-ar strânge în fiecare seară în camera ei. Miruna este studentă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și se implică, de când se știe, în activități de voluntariat. Noi să plecăm, dar cred că, nu că cred, sigur vreau să păstrăm legătura. Să plecăm la tine acasă. Da, normal, e loc. 4. Mutăm 4 unul de 212. Păi e loc pentru toți, adică... Să facem acum 212. Da, scriu 212, da. Tot timpul când o să mă întorc la Caraiman, o să mă amintesc de tabăra asta și de camera 212. Eventual o să o cer la casare. Hai să-mi amintesc de ea, eventual. A avut parte și de momente dificile când a ajuns în tabără, dar Ioana i-a fost alături. Ea e Ioana. Așa, și mi-a fost alături în zilele astea. E din București și tocmai am aflat, deci nu am știut că e din București. Și am zis că acum ai aflat momentul. Am aflat zilele astea când ne-am întâlnit. Și am zis că o să păstrez legătura mai ales cu cei din București. E și ea studentă. Nu știu, să ne măcuți, să mai avem timp. Politehnică. Asta știu, e la Politehnică. Să stai un pic ca să înțeleg, ce faci ca student la Politehnică aici? Sunt în bibliotecă. Știu să-mi organizez timpul foarte bine, nu încerc să le învin. M-am apropiat foarte mult de biserică prin duhovnicul meu, fac parte din Letecor, sector 6, sunt în departamentul de tineret al parohiei, mă ocup de copii de la grădiniță până la cei de-o seama cu mine. În 212 e veselie mare, îi cunoaștem pe toți, Miruna ne-i prezintă. Vicențiu, Dragoș, iar surpriza serii... Oaie verde de-un harbu. Am trecut anul 2. Felicitări! Restanța e bun? Nu. Și cânti în timpul liber? Am cântat. În primul semestru am fost în corul Vox Medicalis de la de la facultate. Dar pe al doilea semestru s-au aglomerat, s-au strâns mai multe și materiile au fost mai grele, programul mai încărcat și n-am mai avut timp
Muzica mă pasionează de foarte mult timp, dar e doar așa, un hobby. Pentru toți, Miruna pregătește daruri speciale. Lucrez la niște cruciulițe care au dispărut, văd. Da. Cutiuța cu minuni, se și vede. Ciocolată și de toate. Da. E o cruciuliță din tricolor, pentru că suntem adunați aici din toată țara, nu că sunt muntean român, suntem cu toții români, deci nu sunt ardelean, moldovean, muntean, suntem români și am zis că să le fac o mică amintire așa, chiar dacă o să ne mai vedem. Și da, lucrez de zor la ele, sper să le pot termina până mâine. A doua zi dimineață, tinerii au participat la workshopul Rolul, locul și importanța tinerilor în biserică. S-au format mai multe echipe de lucru și au simțit că sunt ascultați. Au venit cu idei de proiecte, cu soluții la problemele actuale și cu dorința de a schimba lumea în care trăiesc. Întrebirea și combaterea drogurilor. Și nu doar drogurilor, ci de tuturor dependențelor, tuturor vicilor. Ca prevenire. Biserica discută cu oamenii care nu au o anumită dependență, nu au un anumit viciu, dar îi ajută să nu ajungă la viciul ăla. Cum? Prin comunicare și prin informare. Prin comunicare, preoții comunică pentru că o persoană care are foarte bine înrădăcinate în sine conceptele de bine și rău, de moralitate, este mult mai puțin probabil să ajungă să aibă un viciu sau să iau dependență. Aș dori să studiez management de proiecte și să inițiez proiecte care să ajute comunitatea din care fac parte. Educarea tinerilor, școli de vară, să oarecum să aducem tinerii din comunitate spre învățătură. Dorim să creăm un cadru care să după aceea să poată fi replicabil la nivel de parohie în ceea ce privește activități catehetice, gen școală duminicală și în general activități, cum să zic eu, extra liturgice, dar nu în afara spațiului liturgic, ci activități care să implice tinerii și să îi conștientizeze de rolul pe care ei l-au în biserică, că din moment ce ei sunt botezați, automat sunt biserica. Și n-au niciun drept să acuze biserica că nu face nimic. Pentru că dacă ei nu fac nimic, automat nici biserica nu face nimic. De la a petrece timpul liber în biserică, la a înființa ONG-uri menite să ajute oamenii aflați în situații dificile. Iată ce idei au avut tinerii. Tinerii doresc un cadru cât mai sigur în care se organizează sânul bisericii și am discutat despre ceea ce înseamnă grupă de catehizare sau ONG, iar ei singuri au ajuns la concluzia că ambele forme de organizare a lucrurilor cu tinerii în biserică sunt benefice în funcție de numărul de tineri sau în funcție de spațiul geografic sau de zona socială, pătura socială în care există, în care se organizează tinerii. Un oraș mare, ONG-ul este întotdeauna mult mai binevenit decât simpla grupă de catehizare, întrucât ONG-ul poate avea și propria sustenabilitate financiară și atunci pot fi dezvoltate mai multe proiecte. Dacă ne referim la o altă temă pe care am dezbătut-o, aceea de vicii și dependențe, prejudecăți și tabuuri, tinerii se așteaptă ca biserica să fie cât mai transparentă, să le spună cât mai direct și verde în față cum stau lucrurile și să fie invitați ca parteneri egali la un dialog, pentru că adesea lucrurile, când sunt spuse onest, sunt percepute așa cum trebuie. Sau dacă ne referim la o altă temă pe care am dezbătut-o, aceea de ce activități ar trebui să fie organizate sau ce activități ar trebui să găzdească biserica pentru ca tinerii să fie implicați mai viu și mai activ în viața parohială, tinerii din tabăr au venit cu o listă de peste 40 și ceva de propuneri. Unele utopice, altele cât se poate de pragmatice, prin dat exemple de inițierea de diverse programe parteneriate la nivel local pentru prevenirea
prevenirea consumului de droguri, de alcool sau pentru conștientizarea riscurilor pe care anumite activități le pot avea. O altă așteptare din partea tinerilor este aceea de a primi din partea bisericii o alternativă sănătoasă la modul de petrecere a timpului liber, o alternativă diferită față de ceea ce societatea contemporană promovează. Tabăra a avut un program variat, jocuri de cunoaștere, workshop-uri, dar și drumeții la obiectivele din zonă. Și pentru că se apropia de final... Mă simt norocos că am dat peste voi, sincer. Și am să las în urmă temeri și măști, pentru că, e bine, așa am crescut și am învățat pe propria mea răspundere, că uneori poate oamenii te acceptă mai bine dacă pare altcineva. Și aici am lăsat în urmă lucrul ăsta pentru că am văzut că cu voi pot fi eu însumi. Sunt Daniel și iau cu mine cunoștințe noi ce îmi vor folosi cu siguranță în viitor, atât în activitatea de voluntariat pe care o desfășor și, de ce nu, în cea artistică, dar și mai departe. Și las în urmă o săptămână grozavă petrecută alături de oameni minunați, de tineri devotați și vă mulțumesc. Trăirea pe care am avut parte aici a fost una unică, aș putea zice, în viața noastră, deoarece nimeni nu s-ar fi așteptat ca să avem parte de o trăire și de o plăcere de a cunoaște oameni noi și fascinanți din toate județele țării și sperăm și la mai multe tabere de genul ăsta. Ce v-a învățat această tabără? Ne-a învățat să ne cunoaștem mai îndeaproape, să învățăm să-i ascultăm pe ceilalți și să comunicăm eficient între noi. În primul rând, în această tabără am învățat să vorbesc în fața unui public, ceea ce nu am mai făcut-o, și să înțeleg cât mai bine oamenii. Ce ai găsit aici, la Caraiman? Orice mai mult decât speram. Și în primul rând am găsit entuziasm și oameni care vor să facă pas în față, să mărturisească și într-un alt fel, un alt fel pe înțelesul tinerilor și pe placul lor, adică într-o metodă mai relaxată, mai destinsă, dar care poate, cred eu, că are mai mult impact asupra tinerilor, nemai fiind nimic rigid sau ceva care n-ar fi neapărat pe placul celor de vârsta mea. Seara au participat la conferința Biserica, viața deplină, autentică și desăvârșită oferită tinerilor, susținută de părintele Vasile Gavrilă. Ați spus că în biserică nimic nu se face oricum, ci, deci am parafrazat, ci scopul este formarea spirituală. Noi, prin metodele de educație neformală, căutăm mijloace inovative de a ne adresa semenilor noștri de vârste apropiate. Care ar fi metoda de discernere dacă metodele pe care le împrumutăm din sfera laică, în special, sunt într-adevăr ziditoare? Da. Cei care vă dau, să spunem așa, pentru că vorbim de o educație și o abordare non-formală și despre lumea în care trăim și, să zicem, mentalitatea lumei acestea, nu pentru că mi-a lipsit cuvântul, dar ca să intrăm într-un duh foarte, foarte apropiat. Feedback-ul pe care îl veți avea de la semenii voștri este răspunsul dacă metoda pe care ați abordat-o este bună sau nu. Dacă vor veni a doua oară la întâlnirea cu voi, dacă vă vor asculta din nou și dacă vă vor provoca din nou, și dacă veți reuși să-i provocați din nou, înseamnă că metoda a fost bună. Întregul program al taberei a fost încununat de prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care le-a vorbit tinerilor despre frumusețea și fidelitatea față de ortodoxie. Bucuria este esența vieții creștine, iar aceasta este dobândită prin rugăciune, a adăugat Preafericirea sa. Când nu mai avem bucurie, trebuie să ne
întrebăm de ce nu avem sau de ce am pierdut-o sau de ce nu am căutat-o. Și adevărata bucurie se naște din rugăciune. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune: bucurați-vă pururea în Domnul, și iarăși zic, bucurați-vă. Aceasta este esența vieții creștine. De aceea când Mântuitorul a venit în lume, îngerii din ceruri au cântat cu bucurie și au vestit bucurie mare păstorilor. Și păstorii au vestit bucuria nașterii pruncului Iisus, apoi locuitorilor din Betleem și împrejurim. Emoționați, tinerii au pregătit Patriarhului României o surpriză muzicală. La final, prea fericirea sa le-a oferit tinerilor daruri. Să fiți sănătoși, voioși, veniți, așa, sănătate și bucurie. Au făcut fotografii și pentru că au cântat atât de frumos, tinerii și-au petrecut seara în jurul unui foc de tabără, s-au îmbrățișat și au promis că se vor revedea. Nu-i frumos să plâng! Da, să lăsăm de fericire! Asta e ok! E mai bine? Da? Bă, tu mi-ai zis, mai știi de tare. Ai scăpat de la cât. Unde n-are cine să ne ajute, abia-și mai ține lumea ale sale. Și de unde recreate muze mute, nebunii negri caută o cale. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce-i al tău mi se cuvine mie. Ca un nebun de alt ce capturează regina neagră pentru veșnicii. Dar au pregătit o surpriză și pentru cel care i-a format zilele acestea. Pe bine! Pe bune! Nu s-a întâmplat suflet. E foarte greu să zic ceva. Le spuneam acum două secunde că fericirea de pe chipurile lor și bucuria pe care o au în suflet valorează de sute de mii de ori mai mult decât diploma asta, dar asta e o amintire pe care o suport cu mine mereu și mă bucur că am cunoscut pe fiecare dintre ei, am învățat enorm de la fiecare și așa cum fiecare dintre ei au crescut, simt că și eu am crescut săptămâna asta. Focul de tabără s-a stins târziu în noapte. A fost o experiență foarte frumoasă, nu mă așteptam să fie atât de frumos. Am întâlnit colegi tineri din toată țara, din Constanța până în Timișoara, tineri care mi-au dat încredere în mine. Am legat prietenii strânse și pot spune că în urma acestei experiențe m-am clădit mai mult sufletește. Iată că se sfârșește tabăra. Da, din păcate se sfârșește. A fost o tabără care, în urma care am rămas cu multe amintiri, multe prietenii
și din această cauză avem o stare așa mai melancolică. Am găsit persoane cu un suflet frumos, care au împărtășit din experiențe lor, pentru că fiecare au venit din altă zonă și ne-au transmis tradiții și obiceiuri. Unde ai venit aici? Câți ani ai? Am 15 ani. Ești cel mai mic? Da. Cum de-ai ajuns aici? Prin părintele de la mine, de la biserică, de la Sfântul Gheorghe cel Vechi. Mi-a spus de această tabără și am fost de acord să vin. Și foarte frumos, superb, am întâlnit tot fel de oameni. Tabăra s-a încheiat pe 29 iulie cu participarea la Sfânta Liturghie. Parcă nu mai voiau să plece acasă, astfel că, înainte de a pleca, s-au mai întâlnit odată în sala de conferință. Viața în sine e un drum. Din momentul în care ne naștem până în momentul în care murim, e efectiv ca un drum, să spunem, un drum cu trenul, că mulți o să mergeți cu trenul acasă astăzi. Și în momentul în care ne naștem în compartimentul ăsta în care noi ne găsim, sunt persoane cu care noi credem că o să ne petrecem viața tot timpul. Ăștia sunt părinții și la un moment dat ne dăm seama că ei se duc. După aia, pe drum, în timp ce trenul oprește în diferite stații, sunt oameni care urcă, oameni care coboară, unii vor rămâne pentru mai mult timp, alții pentru mai puțin timp, dar vom schimba întotdeauna impresii și păreri. Întotdeauna vom lua și vom da unii de la ceilalți, vom crește împreună și chiar dacă unii coboară la o anumită stație și poate nu mai vedem niciodată, oamenii aia rămân în sufletul nostru. Vreau să cred că săptămâna asta a fost o distanță între două stații pe care am petrecut-o împreună. Vreau să cred că în continuare, pe drumul vieții, ne vom mai întâlni și vom mai petrece distanța dintre una, două, trei sau mai multe stații împreună. Și vreau încă o dată să vă mulțumesc pentru înțelegerea de care ați dat dovadă. În viața noastră, fiecare om vine cu un scop. Unii vin să învețe ceva de la noi, iar alții vin să ne învețe ceva. Și asta cred că am făcut și noi aici. Faptul că ne-am întâlnit are un scop. Deși mulți dintre ei au venit în tabără cu idei preconcepute, așteptând un program rigid, tinerii au avut parte de cea mai frumoasă surpriză. Fiecare a plecat acasă purtând în suflet 45 de prieteni, nerăbdător să schimbe ceva în comunitatea din care face parte. E fain de vedem. Da. Timpul a trecut, iar prietenia nu a dispărut, dimpotrivă. Ne-am înțeles bine și au fost, adică adunați din toate zonele și ne-am înțeles foarte, legătura. Foarte bine. Și ce crezi? Încă ținem legătura. Da, și deci, mai ținem. Intrăm până la timp? Uite, e deschis. Da, uite pe acolo. Să-i dăm un mesaj? O fi. Hai să-i dăm. A răspuns Mars. Ce facem? Mergem? E aici. Da, e aici. Mergem? Hai. Mergem. Păi și cum intrăm? Așa brusc. Mie îmi place Loboda. Încet, încet că scârție. Așa. Marius, ție-ți place Loboda? Evident. Hello.